Salutare, prieteni, bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Delia și astăzi vreau să vă arăt cum arată puișorii ieșiți din ou, puișorii de prepeliță de câteva ore. Și aici avem și ieșiți acum numai ce a ieșit din ou. Uitați-l acesta, numai ce a ieșit din ou. Aici avem prepelițe japoneze și gigant polar alb. Deja merg foarte bine, ăștia au reușit azi dimineață. Ce să așa vesel. Ia uitați ce fain e, ce frumos e. Asta-s prepelița din alea de carne. Astea albe. Mai îi lăsăm un pic și o să le dăm și mâncare. Ce simpatic e asta. Are alb, are negru pe cap și pe spate. Am pus acum tot țepurunul, după cum vedeți aici, într-un acvariu, am pus jos un prosop și mai un pic o să-i mutăm separat, că ăștia noi care iasă din ou sunt prea fragezi, zic, calcă ăștia lanțul în piciorușă. Asta de aici ce vedeți acum, numai ce-a ieșit. Avem ouă de ieșit de la incubat puișor, vedem câți mai iasă. Acum dar mi-l așa pe spate. Pot să-l filmez. Nu-l dimeresc. Ia uitați-l. Ce fain doarme pe spate. Thank you.
revin și mâine cu un clip cu puișorii de prepeliță, unde o să vă arăt și vouă cum le dăm de mâncare. Și pe parcurs o să vă arăt și vouă cum cresc puișorii. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să dai un like și dacă nu te-ai abonat, nu uita să faci, pentru că o să urmeze multe clipulețe frumoase și interesante. Eu vă urez o zi plăcută în continuare, vă salut cu respect, ciao!